Salut, eu sunt Sheri și bine v-am regăsit la Minte-mă Frumos, cel mai nebun game show psihologic. Și asta pentru că toți invitații mei de astăzi au pe masă niște cartonașe. Este prima dată când ei văd aceste costii. Este prima dată când vezi aceste cartonașe. M-am corectat să văd dacă mai știu să citesc. Avem o tonă de povești, avem o tonă de bârfe, o tonă de chestii pe care nimeni nu le-a mai auzit. Hai să vedem care sunt adevărate și care sunt false. Dați-mi voie să prezint capitanii echipelor în colțul din stânga. Costi Max este capitanul echipei din stânga, iar în colțul din dreapta Gami OS reprezintă echipele, iar invitații noștri de astăzi, în partea aceasta avem pe unicul inegalabilul MGL alături de Nosfe. Iar aici îl avem pe George Tănase, Andrei Nicuraie. Sunteți gata pe mandriară, gata pe harneară, gata pe brăjit? Țineți minte. Cuvinte din anii 90. Te cuvinte de la Uzi. Mă adaptez invitațiilor. Acestea fiind spuse, fraților, simt așa că tu ai foarte multe povești care putea fi adevărate, așa că în locul vostru aș avea mare grijă, romul meu, MGL. Am auzit multe povești pe piesa, nu știu dacă știți piesa aia cu Hai Garați de la MGL și Nosfe tot din Garați. Eu vă spun că multe chestii s-ar putea să fie true, știi ce zic, de pe acolo? Hai să vedem dacă îi minți frumos sau răspui verde în fața adevărul. MGL, să auzim povestea. M-a înțepat o albină de cu stâng. Ce legătură are asta cu Galațiu? E o rețea de albine organizată. Cum a ajuns albina? Eram acasă. Dar cum a ajuns albina acolo? Păi fii atent, am venit de afară și... Acum fii atent că gen... Am venit de afară și m-am dus ca orice om să mă p***. Și a intrat și albina? La WC-ul. N-a văzut la unde altundeva, nu? Unde altundeva. Și gen, când am desfăcut prohapul, prima dată am crezut că e vina prohapului, motivul pentru care am simțit înțepătura aia și... Prohap? Stați un pic, ăsta e un regionalist. Ăsta e un regionalist, stați un pic. Bro, scrie în dicționar, come on. Prohapul e șlițul. Șlițul, da. Nu, dar mi-am dat seama. Prohap? Păi da, dar voi v-ați născut acum 5 minute. Cu toată respectul și cu toată dragostea. Cât de mare s-a umflat? Bă, mare, îți dai seama. Ce înseamnă mare? Mare, mare, gen... Mare... Cât o minge de fotbal, cât o de-aia de... Oricum grindină, la Galați se umflă mare rău, adică se știe. Bă, era destul de huge. Și ce-ai făcut după? Te-ai dus la spital? Deci... Nu. Te-ai pus în pace, din Galați. E o rușine să te duci. Avem un singur spital. Deci este gangsteriară de aia nu te-ai dus la spital sau e suprapopulare în spital? Dar ce-ai făcut în următoarele 5 minute după ce te-a înțipat că te doare? Ce-ai făcut? Am țipat. Am băut o bere. Da, am țipat și am... Tăiat-o cu sabie. Nu, și te-a auzit cineva sau... I-am tras să-și iau un bubârnac. Dar ce a rămas prins acolo? Adică i-a plăcut sau a vrut o relație cu tine, albina? Păi nu, dar acu rămâne, bro, simt ceva, acu rămâne tot timpul dubioasă. La albine. Erai ras? Bă, da. Sincer, eram pregătit. Cu ce ai dat imediat după? Păi... Ești pe medicină rău? Da. Nu, dar poate vrea să știe în caz că se întâmplă ce e de făcut. Îți dau un prospect, mă, te trimite la farmacie. Păi cu ce se dă după ce te înțeapă albina, îți dai seama. Păi, albinol, e pastila aia, yeah, yeah, gelul la albinol, da. Guys, țin să vă anunț că nu mai e chiar mult da, timp. Da, chiar au trecut vreo 20 de minute, mă, cam așa. Așa că ziceți, e momentul să dați răspunsul. Minte. Minte, ziceți că e prea atrasă de păr, prea exagerată? Da. E adevărată, frățiorii. Ia, vezi, mă. Nu, ia, vezi, mă. Ia, vezi, mă. Bă. E adevărată, bro. Fix ca în filmul ăla, știi, da, filmul ăla fix când îi mușcă pe ăla cu rota și așa de mare, ca în film? Gen, nu așa de mare. Îți dai seama că era roșu și în secunda a doua am făcut așa deodată. Nu pot să și am sunat-o pe maică-mea și am zis, uite prin ce situație trec. E berea mare aici, la jos. Hai să vedem, George. În adolescență am luat o palmă de la un pitic. Pitic de grădină sau? Da, că ei mai piticul dau palme din când în când. Pitic cu fornă, da. Cum îl chema? Nu știu numele. A, random așa pe stradă sau cum? Da. Pur și simplu te-a oprit și ți-a dat o palmă. Nu, a fluierat-o pe gagică mai și după aia... Cum ți-a dat capacul? Vreau să știu cum ți-a dat capacul. Tu erai puștan și el era pitic adult. Da. Makes sense. Deci diferența de înălțime nu era mare. Da. Eu consider că e adevărat. Bă, și eu cred că e adevărat. Așa repede, direct, că e adevărat. Da, povestea e adevărată? Da. E adevărat. Bine, bă! Bine, bă! Sunt tare curios ce spune. Tare curios. Hai să vedem povestea cu Costi. Am fost internat o noapte în spital, iar totul a pornit de la o pizza.
Dar ce a pornit de la o pizza? Ce ai pățit? Cum? Povestește-ne ce s-a întâmplat. Cum adică de la o pizza? Ce pizza ai mâncat? De unde ai mâncat pizza? Gami are metoda asta avalanșă, nu știu dacă ați observat. Am văzut-o în filmele americane. Mi se pare o metodă proastă, spun sincer, că omul are gen, dacă tu dai câte 5 întrebări deodată, omul răspunde la care îi convine lui. Exact. Ai înțeles? Da. Că tu ești ce întrebări ai pus. Stai, ai mă, înțeles? Pune-mi pe ultima. De unde ți-ai luat pizza? De la un local din Megidia. Și te-ai dus cu ea acasă? Ai luat-o la pachet? Da, mi-am comandat acasă și am mâncat. Deci te-ai dus cu ea acasă sau ți-ai comandat acasă? Nu, mi-am comandat de la un local din Megidia. Ce pizza era? Din Megidia. Da, cea mai ieftină. Ce model de pizza era? Cred că 4 stagioni, nu știu ce să zic. Întotdeauna capricioză sau 4 stagioni, cele mai nașpa pizza. Zine, cum ți s-a făcut rău? Ce ai simțit? Păi, mă simțeam foarte rău. Și am mers la spital unde... Ai vărsat? Da. La mult. Spital sau acasă? Mult. Și acasă și la spital. Și unde s-a putut. Unde a fost loc, eu am vomitat. Și te durea burta? Nu prea, că nu mai avea ce să mai mă doară. Ai chemat ambulanța? Tot. Da, cu ambulanța. Minte, nu există ambulanță, Megidie. Ah, tirar. Și nici aveam spital, era o circă. Da, mă, fără mișto. Și am ajuns la spital și... Cât ai stat în spital? O noapte. Și a doua zi dimineață, gata, acasă. Și a doua zi dimineață, da. Erai ok? Da. Mi-au băgat vitamine. Cât timp n-ai mai mâncat pizza după? N-am mai mâncat pizza de acolo niciodată. Mi se pare logic, adică da, de acolo se pare acolo, dar așa, în general, ai putut să mai mănânci pizza? Da, nu mi-aduc aminte să am fi avut. Când s-a întâmplat asta? Eram mai mic, nu știu, eram, cred că în liceu. E roșie, e adevărată, și eu merg pe că e adevărată. Bă, zice că e falsă, dacă ce zice că e adevărat. Gami, blochează adevărat. Adevărat pentru adevărat, deci ați votat că este adevărat. Costi. Și e adevărată, da? Da. Da, mai adevărată, bă. Yes! Bine, mă! We are back! Hai, Leu, mă scuzați, băiți. Gami, ai hai o poveste ceva de Doamne ajută sau? Hai, Gami. Poregla mea la școală era patriarhul. Și ia dă-ți ochelarii jos că vreau să vorbim. Așa s-a întâmplat la liceu, la mine. Am venit un băiat alb, băiat ce ai zis, dă-ți puțin ochelarii jos că vreau să vorbim. Înainte de o bătaie sau nu? Să-i vadă ochii. De ce crezi că ai să-și dea ochelarii jos? Dar de ce ți se zicea patriarhul? De ce mi se zicea patriarhul? Eram foarte religios când eram mic. Și acum nu ești? Ba sunt și acum, dar atunci am exteriorizam foarte mult. Și ziceau patriarhul băieții răi sau băieții prietenii tăi? Adică deci, ei întreabă dacă deci era o poreclă marfă sau e o poreclă prietenoasă. Exact, nu? Era o poreclă prietenoasă, da. Okay. Adică nu te simțeai jignit când îți spuneau patriarhul, nu era o jignire la religia ta? Eram cocalar, așa, înțelegi, la modul ăsta, pe gen patriarhul Daniel. Cum era cocalar pe credință. Pe aur, pe alea, înțelegi. Și se zicea patriarhul că, în comparație cu Daniel, sau că era religios. Dar nu era pe vremea patriarhul Daniel. Dar cine era? Era doar patriarhul Gami. Era celălalt de dinainte de patriarhul Daniel. Băi, zic că e adevărat, mă, patriarhul Gami, da, el e. Unde s-a oprit porecla asta? Ești ironic sau chiar? Sunt ironic, îți dai seama. Zici că e falsă? Până acum nu dau seama, așa? Încă studiez. S-a oprit, porecla s-a oprit când am intrat la liceu și am schimbat... A, dar în ce clasă erai? Iartă-mă cât te întreb. S-a întâmplat în școala generală, din clasa 6-a, 7-a, așa a început, până în clasa 8-a. Atunci începe mereu golăneala. A început evravioșenia. Dar de unde a plecat, exact? De unde a plecat? Bă, gen, a plecat la modul... Eu la ora de religie mereu eram foarte atent pe vremea aia, înțelegi? Și mai era și chestia aia, că eram și eu un pic cocalar și cumva s-a unit. Aveai gen cașcaval? Vii dintr-o familie bă, cu cașcaval în perioada aia, zic. Nu aveam cașcaval pe vremea. Deci nu. Doar te, eram fake. Nu te pune... Eram fake șmecher, cum ar veni. Asta zic, te îmbrăcai ca și era cum... șmecher fraier. Eram adică șmecher fraier, asta înțelegi? Cu patriarhul venea cu de la combinația cu religia și la felul cum te îmbrăcai și cum te purtai sau da, ceva. Da, dar eu nu vin dintr-o familie bogată, gen. Știi care e numele lui de familie, gen? Nu. Nume cheamă Andrei Gavril, ca sfântul Gavril. Aha. Eu nu zic, s-ar putea să fie doar o coincidență. Eu doar am vrut să vă dau mai multe informații. Nicolae, tu ai devenit mai credincios după ce ai început să-l cunoști pe Gami, ți-a mai zis și nu. Să te mai duci pe la biserică? Mi-a zis Gami de fiecare dată, duminica, știu că se trece preotul peste tine, dar eu știu rugăciune în latină. Știu rugăciune în latină? Trec peste tine. Trece preotul peste tine. Am zis mai devreme, eu am zis, in nomine Patrie, Filii, Spiritui Sancti, Amen. Și asta o știi de la Gami? Da, o știu de la Gami. Ia zi-o Gami, exact la fel cum a zis-o. Zi-o Gami, exact la fel cum a zis-o. Cum ai zis, mă? In nomine Patrie. In nomine Patrie. E Filii. E Spiritul așa. Amen. Cred că dovezile sunt suficiente, nu vreau să mă mai implic, acum voi să decideți să deliberați. Falsă sau adevărată? Bro, ce zici? Bă, eu zic că e falsă, mă. Voi ce ziceți? Bă, nu știu, îl cheamă și Gavril și asta e chestia. De cât timp îl cunoști tu, Costi, pe Gami? Eu de când, Gami? De 3 ani. Eu îl cunosc pe Gami de când avea 14 ani. Sau da. Ce era în general? Și pe mine asta m-a interesat. 14 ani. Tu ai auzit vreodată asta? Eu poate știu, eu poate nu știu, eu asta chiar nu pot să vă spun. Mai devreme și el a avut un punct în care a apărut că nu știe sub nicio formă de porecla asta. Și atunci te-am întrebat eu pe tine. Da, mă, dar poate joc. Că și el nu știe.
Da, știi ce mai e dubios? Că Shelly la un moment dat, de ce n-ar fi dat indiciul ăsta? Vedeți că îl cheamă Gavril. Știi care e faza? Shelly nu cred că l-ar fi turnat pe tovarășul lui, că ne-a zis îl cheamă Gavril. Eu n-am zis că a făcut-o intenționat, eu am zis că a făcut-o fără să vrea. A fost o chestie pe care am observat-o eu. Subconștient, așa. Pentru că am 48 de ani. Cât? N-are 48 de ani. Uite, am crezut-o, putea să fie în cartonaș asta. Mersi la fel. Te-ai zis că și tu de 42 lejer, adică. Eu aș putea să merg și pe adevărată, pentru că nu cred, ironic, că nu cred că ne dădea Shelly indiciul ăsta, că vedeți că îl cheamă Gavril. Da, eu cred că ne l-a dat intenționat. Eu n-am avut nicio intenție. Am văzut ca toată echipa să era aceeași din Verde Norwich, despre invitat. Poți să-i scriu nevastă să pregătească niște paste? Ca idee. Nu e nimic. Așa, ca idee. O porție. Fiecare, vreau un vot de la fiecare, bro. Adevărat? Adevărat. Zici că e adevărată? Hai, e adevărată, bro? E adevărată. Povestea, da, adevărată? Da, Ganu. Adevărat. Povestea, porecla mea la școală era Patriarhul, este într-adevăr falsă. Bravo! Bravo! Dureros moment! Băi, eu chiar credeam că gen, n-am cum să vă fac să credeți că... Ce dracu zic, mă, copiii între ei, Patriarhul? Bă, mi-a luat valul, bă, când chinuit, conduci cu... Bă, bă, mi-am citit-o, mi-a venit să jos râd. Jos pălăria pentru bă, hainarea mi-a asta. Mi-a venit să râd. Mare, mare atenție la povestea pe care n-o să o spună. Povestea este, când eram mic, părinții îmi dădeau băutură în biberon. Bă, la Galați! Ce băutură spuneau în biberon? De unde să știu, gen, că eram... Dacă aveam biberon... Mă îmbătam, dar nu ți-au povestit ce băutură? Mamă, dar asta e nașpa, adică asta... Păi dar ei beau de obicei coniac and stuff. Dar okay. De ce făceau asta? Să-l întărească cum... Pentru orice eventualitate, nu știu. Mamă, decât să bea el, mai bine îi dau eu acasă. Da, da, da. De la două luni. Eu, de exemplu, așa fac, da. Când ai crescut, care era lichidul tău preferat? Pe la 5, 6, 7 ani? Bro, eu, prima mea beție s-a întâmplat pe la 20 de ani. Prima beție oficială. Nu, că stai un pic, tu vrei să-mi spui că nu te-ai îmbătat înainte de 20 de ani cu balul... Fii atent, eu am terminat liceul în Italia și balul nostru de liceu în Italia a fost gen să plecăm pe scutere la niște pontoane și să sărim de la 15 metri. Așa se face liceul. Poveste, balul tău a fost, asta e, da, asta e Inception. Balul adică tău nu se a face, reprezentat Italia, nu să sar de pe rampă ca GTA cu motocicleta, cu scuterul. Nu cu scuterul, mă, nebunule, săream noi în apă. Dar fără se scuter. Se scuterul până acolo. Scuterul până cu scuterile acolo. Furate în Italia. Le luau și săreau în apă. Gogiza. Stați, mă, să ne întoarcem la joc. Și când ai aflat că spuneau băutura în biberon? Bă, mi-au povestit târziu oricum, când eram pe la liceu. La liceu în Galați. Cum ai reacționat? Bă, nu mi s-a părut ceva, că toți consumă în familie, nu e nimic, da. Crezi că atunci se întâmpla mai mult în 85 sau crezi că și acum gărățenii mei erau... din comentarii, fanii mei din Galați, spuneți dacă acum se mai întâmplă. Că eu nici n-am mai fost în Galați de mulți ani, dar adică n-am mai trăit așa aproape, dar pot să zic că am uitat clar despre ce vorbeam. Întrebarea mea e, de unde e biberon în 85? Nu cred că era. Bro, dar eu de unde să știu, gen? Taică-miu și maică-mea aveau 18 și 19 ani, gen. Cred că e fals, că n-ai cum, dacă începi și de mic cu alcoolul, gen, te ții de el, frate. Zici că dacă ai fi băut, da, de la vârsta aia, acum, da, nu mai făcea un scurt, mai ceva? Da, da, da. Aveam nasul roșu. Uite ce relaxat e, da. Toate lucrurile pe care le-am încercat eu în viața mea, înainte să le încerc, mereu le-am studiat foarte mult. Pentru faptul că în jurul meu, în cartier, acolo mureau bărbați de alcool și așa mai departe, sau s-au întâmplat tot felul de chestii din cauza alcoolului, eu mi-am dorit să nu fiu așa, gen, toată viața, și de asta am stat departe. Mi se pare o justificare frumoasă. Vreau să știu, Racard, Nicuraie? Eu zic că e fals. Eu zic că e fals. Și eu zic că e fals. Vot în unanimitate pentru farsă. E fals. E bine! E bine! Bine! Slavă Domnului! Când eram mic, am avut un pește în cadă. A rezistat peștele la două zile, până când au vrut ai mei să facă duș. Tu de unde ești? Din București, a? Vă spălați cam des în București, la două tu zile? Tu și-mi și răspunzi, tu de unde ești din București? Depinde de unde ești din București. Tu ce, mănânci pizza? Acum că ai de unde ești? Ia zi-mi, e fals, e adevărat, e fals. Poți să văd de la început că bătaie n-am luat de la pești. N-ai luat bătaie de la pești? Ba, de unde? Te-ai comportat frumos. De unde era peștele? De unde aveai tu un pește? Aveam de la bunica mea, că se ducea pe lacul Mori. Și ai zis că ți-au aruncat peștele? După două zile. Unde? Eu l-am vrut, eu credeam că am acvariu, și eu că n-aveam acvariu. Și l-am pus în cadă. Deci ți-a murit peștele sau l-au aruncat ai trei? Lasă că mă ocup eu de interogat. Ceva, eu îl țineam acolo, eu credeam, mă jucam hey, cu el, mă. Ce culoare avea peștele? Gri.
Era biban. Eu am prins 8 kg de biban cu mâna. Cât de mare era, mă? Bă, biban, stai mă, cu amen. 8 kg de biban. Bă, nu pot să cred. God damn it. O chestie asta semnă de 4 luni la radio în fiecare dimineață, oamenii râd de chestia asta și eu pe bune am prins 8 kg de biban cu mâna. Uitați, nu uitați că votăm pentru prima poveste, nu asta cu bibanul. Și părinții zic că nu ți-au făcut nimic. Nu mai pun întrebări. Du-te mort. La tine acum. Ești doar o lampă de. Nu mai dărâmați de astea că și-a trebuit. Păi așa puțin pentru relaxare. Scuză-mă frate, dar am băut cam mult apă. Să mutăm de acolo că... Eu dacă nu beau îmi tremură mâinile și uite. Hai să vedem, adevărată sau falsă povestea cu Nemo în cadă? Da, noi zicem că este o poveste adevărată. Da. Băi, este falsă! Bine! Nu l-am avut pe piper! Mi se pare că e foarte mișto vâjeara, dar și atunci când e una adevărată la care nu mă așteptam, cum a fost aia cu Măgâră cu Albina și ce credeți, mă? Măgâră ai regătura. Sunt curios cu ce mai vii de data asta. Ia să-i dăm. M-am spart odată și m-am tripat pe o piesă de-a lui Alex Velea, mă simțeam safe cu Alex Velea. Safe cu Alex Velea? Înainte de orice și eu m-aș simți safe cu Alex Velea, nu da. Să vă mint. Dacă aș fi într-un loc cu Alex Velea, m-aș simți foarte safe, nu știu de voi. În Craiova, când eram eu mai mic, mi-aș fi dorit să am un frate mai mare, Alex Velea. Unde erai când te-ai tripat cu Alex Velea? Acasă. Era tare să fie cu Alex Velea. De ce piesă te-ai tripat? Acasă la tine la Garați? Nu. Ei pun întrebările și ele. Vezi că nu e Alex Velea să te apere. Ai grijă. Erai acasă la tine la Garați? Nu. Ai mai avut astfel de momente, dar pe alți artiști? Dar ce te interesează pe tine? Nu înțeleg. Să știe și ce pune la radio acolo. Ce ai simțit în momentul ăla în care te... Adică ce fel de trip ți-ai luat? Un trip în care m-am focusat prea tare pe o piesă. Gen. Okay. Și care-i partea cum mă simt safe? Erai ce simțeai mai strong, mai... Gen, partea cum mă simt safe e că, gen, s-a dat altă piesă, deci nu funcționa internetul, mai înțeles, și aveam piese descărcate, dar nu pentru mine, pentru taică-mi, la mașină. Pentru că erai acasă, făceai nu tracuri? Deci sau nu, MP3? Era un folder cu piese pentru taică-mi. MP3 sau track? MP3. Ok. Ok. Continuați, că eu nu mai vorbesc. Te-ai tripat și acum? Nu, acum sunt ok. Și tatăl tău este mare fan, Alex Velea. Bă, era tare piesă. Era marfă tare? E secret, frate, rămâne între noi. Nu, e piesă, ok. Păi da, tu dacă nu erai acasă la Galați, cum de aveai muzica pentru tatăl tău? Dacă tu nu erai la Galați. Doamne, să ce întrebare e cu smâncații ești? De cât timp, la folder-ul, de cât timp ești în București? De ieri, de azi dimineață. Unde stai? În general așa? Da, în general așa. În UK. Ah, ok. Ok, UK. UK. Bun, guys. Păi stai așa. Hai că a spus vreo două ore de întrebări. S-a sunat, trebuie să mergem la geografie. Hai că a pus nevastă la pastele la fier. E momentul să decideți. Ok, deci fii atent, fiți atenți, da? E fals, tot. Nu era la Galați, deci unde era? În UK, da? Ce treabă avea folderul cu muzică pentru mașina lui Tasu? Da. N-avea nicio legătură, corect? Corect, da? Da, frate. Deci povestea e falsă, mergi despre metaforic, mâna capitanului? Făcea niște CD-uri. Da, eu merg eu merg pe fals. Fals. Povestea e falsă, bro, așa au votat ei. Acum spune tu care e adevărăciunea. Da, mă. N-au dreptate, e adevărată. E adevărată? E adevărată, bro. Nu pot să cred. Nu, da, asta e for real, gen, chiar e pe bune, chiar adevărat. Chiar nu mergea internetul, men, și am intrat în folderul ăla să ascult niște muzică, știi? Am convins o videochatistă să se spovedească și am dus-o la duhovnicul meu. La duhovnicul tău? Da. Nu la orice duhovnic. Nu, da, duhovnicul meu. Trebuie să-i întrebăm, mă? Hai să vedem, ce întrebare deci, aveți pe povestea? Deci, pe ce site ai văzut-o? Ai nu, am văzut-o pe Instagram. Pe Instagram și ea era videochatistă, ți-a dat ea follow sau tu ei? Eu ei. Bineînțeles. Era iubita ta când ai dus-o? Nu. Ai plătit-o? Nu. A venit, am vorbit pe Instagram, după aia a venit la mine acasă și mă rog, am... Ați făcut barabara? Stai, înainte am mai vorbit merge la biserică. În două ore ne-am îmbătat așa și după aia am început să-i pun întrebări despre viața ei. Și la un moment dat s-a spart la beție, dar știi că eu fac video chat, la modul voia să plece, știi? Și ai pus o cameră, face, let go. Și am zis, hai, dacă tot... Dacă tot. Și mă rog, în seara am început să vorbim de spiritualitate și chestii și eu urma să mă duc, că venea Crăciunul în curând, fără mișto, urma să mă duc cu ea la duhovnic. Am convins-o până la urmă. Ți-a spus din păcatele ei? Mi-a zis, da, că eu asta eram foarte curios, ce se mai face. E ceva ce putem... Ce se mai face, zi? Postea în clip, din păcatele ei? Mi-a zis la un moment dat că, mă rog, sunt unii oameni care vor... Au vrut ca ea să-și toarne zeamă de lămâie în fund. Ce?
Ce? Stai, da, e bun, am auzit destul, cred că e momentul să deliberați. Videochatistă dusă la duhovnic. Bă, iar ne-a lăsat, bă, două întrebări, bă. Iar ne-a lăsat, bă, două întrebări. Am ultima întrebare, mă, ultima întrebare, nu vă mai sar de șanse. Așa e, fie cu noroc. Oricum, nu vedeți că buranul e de partea voastră? Nu știu să zic, bro, aici e profesionalism, nu e bulan. Așa e, frate, n-a fost noroc, a fost știință. Deci cum cunoscuse-i George? Pe Instagram. Bun, a fost ultima întrebare, e momentul să deliberați, fraților. Aia lui Gami a fost tot cu biserica, cu d-astea și același băiat scrie pe toate, știi? Astea false. Andrei, și mă gândesc că el nou că nu mai are idei în timp ce le scria. Și mă gândesc că a aruncat-o pe aia cu patriarh, cu bufă, a aruncat-o și pe asta cu spovedanie. Cine? Da, pe actor și eu. Dar eu cred că e fals, nu știu. Acum voi cum ați simțit și voi. S-a întâmplat ca la mine. Povestea e reală. Ați deliberat suficient. Este momentul să dați decizia finală. Echipa Costi Max. Deci, este adevărat sau este fals? Răspunsul tău final este? Am deliberat cu băieții aici și credem că este o poveste adevărată. Bun, cred că e cea mai nebună poveste de până acum. Videochatiste, duhovnici și stand-up-uri. Ăsta poate să fie un film bun, dar poate să fie și realitate. Povestea ta e adevărată sau e falsă, bro? E adevărat. Oh! Yeah! Bravo băieți. Este, mă. Bă, trebuie să apreciați buna intenție a lui George. Băi, eu am încercat să salvez. Bravo, George, am încercat să salvez. A dat niște detalii sincer, care au fost... Sincer, bravo, frate. Bravo. Păi de ce îi feliciți pe el? Că el s-a dat de gol. Nu, bravo pentru ce a făcut, adică știi ce zic? Bro, mie mi-ai spus multe povești la viața asta. Nu știu dacă m-ai mințit vreodată, ai avut mereu niște povești crazy. Hai să vedem. Mi-am tras-o cu o vrăjitoare de pe net. Wait, what? Stai un pic, cum? Cum adică o vrăjitoare de pe net? O vrăjitoare. O vrăjitoare de-aia cu tarot? Pe Tinder. Asta zic, ce tip de vrăjitoare? Pe Tinder am găsit. Acum cât timp asta? N-aș vrea să zic. Hey. Cum adică n-ai vrea să zici? Opa. Păi te băgă la pușcărie, nu-i problemă. Așa păi nu, dar am probleme acasă. Păi e prea târziu, bro. Deci ați văzut tactica, el încearcă să ascundă părți din poveste ca să nu vă prindeți folosindu-se de un tertip, de o scuză, practic, fact. Care poate să fie adevărat. Adică eu nu încerc să te discreditez, poate că scuza asta în picioare, poate e o invenție. Dar ce vreau să zic e că trebuie perspicacitate maximă, frate. Mi-a plăcut observația. Mulțumim și eu. Mulțumim. Tu ai știut că e vrăjitoare de când ai agățat-o? Nu. Și păi cum ai descoperit? Mi-a pus mâna pe cap la final și mi-a zis, stai liniștit că zic ceva de relaxare. De relaxare? De relaxare, cum am văzut, eu eram flash. Ce s-a întâmplat după aia? M-am speriat și am zis, dar cum? Păi stai, mă, dar nu e de ajuns că ți-a făcut așa, da, să fie vrăjitoare, Sanchi. Dar păi tu de unde știi? Poate este o glumă? Eram vlogat, eu zic, cu aia, arăgui, cu spiritismul. Nu, mi-a arătat niște filmări. Nu vi se pare că Nicolae s-ar duce într-o zonă așa? Bă, pare genul, ba da, pare genul. Într-o zonă așa experimentală. Nu, dar zic sincer, și microexpresiile îl dau de gol. Ți-a făcut o vrajă, tu te-ai simțit vrăjit după aia, până la urmă? Da. Te-a afectat negativ sau pozitiv? Bă, n-am putut să dorm bine, gen în camera unde s-a întâmplat. Dar în alte camere, adică nu era de dor, okay. Sau nu? Hai că a fost bună asta. În camera aia n-am putut să dorm bine cu gagica mea. Și se sufoca în somn și aveam de-astea chestii, visam urât n-am. Da. Și cum ai scăpat de chestia asta? Am chemat preot. Ți-a luat puțin, ai ezitat puțin. Nu, și mie mi s-a părut că bă, păi ce nu se prea face chem, cu mine? Stai liniștit că nu... N-am vrut să o sune din prima. Mai degrabă îl trimit, dacă... Deci vreau să știu cum o simțiți. Bro, cum o simți? Fake. Ai cunoscut vreodată vrăjitoare? Nu. Dar eu cred a cunoscut că... cineva din echipa asta vreodată vrăjitoare? Ați fost vreodată la vrăjitoare? Da, și eu știu tipe tot din Galați. De curiositate, credeți în vrăji? Vreunul dintre voi, credeți în puterea vrăjilor? Am avut prieteni care au pățit okay. Da, bun. Sunt așa, la limită. Și tu, bro, crezi în vrăji? Așa. Am înțeles. În vrăji credeți, dar în povestea lui bro credeți? În povestea lui Andrei credeți? Am încredere în tine, dar nu prea. Nu prea cred. Păi, dar de ce vă bazați toi pe... Da, nici eu. Mă simt așa puțin. Știe mai bine, a petrecut mai mult timp cu voi. Nu există, frate, eu cred că fix lucrul ăsta în echipă, frate, eu cred că ridică situația. Deci, tu ce zici, unchiule? Eu zic că e fake. Și eu. Și de ce? Am și un argument. Tu ce zici? Fals adevărat? Băi, nu știu ce să cred, parcă am zis că e adevărat la un moment dat. Am avut și eu un punct în care am scris adevărat. Poți să gândești, adică... Faza e că el a zis că cu gagică sa, nu intru în detalii, dar el avea a fost gagică și aia, avea frumoasa. Tinder pe telefon cu gagică sa, care stătea în aceeași casă. Și chiar dacă ai, zici așa, relax? Da, nu știu, adică pentru vlogul lui Shelly, cât îți dă mă Shelly de zice așa? Lor le dai bani, mă, frate? Te stai tu nu schimba subiect. Stai, mă, lor nu le dai bani? E falsă, da? Mergeți pe falsă. Da, mergem pe falsă. Da. Băieți, bro? Toată lumea de acord? Da, falsă. Hai să auzim. Bă.
E adevărat, cu... Bine! Nu pot să cred! Bă, nu pot să cred că ai spus așa a, ceva! Da, și cu relaxarea și nu cu tot. Nu pot să cred! Mergem mai departe la Nosfe, doamne și domnule! Unchiul Nosfe! Hai, tata! Am fost prins la un hipermarket când încercam să fur un deodorant. Unde era asta? În România sau în Italia? În România. Sau în Galați? În Galați? În România. În Galați? Da. Și ce ți-au făcut? M-au luat în birou acolo. Da, m-au luat în birou acolo să mă sperie că cheamă poliția. Era o doamnă? Că am văzut niște pe internet. Nu, nu. Nu era fake cups. Unde ai ascuns deodorant? Efectiv în buzunar aici, ca și cum... Te plimbi cu deodorant. Ca și cum l-am pierdut, da, sau ca și cum l-am uitat atunci când... Să-i faci retur. Da, Sanchi nu mi-am dat seama, aveam niște pantaloni. Era deodorant, era cu bilă sau de la... De la cu bilă, Nivea Active Fresh, sau nu știu cum se numește, numai de la folosesc de 20 de ani. Și eu, la fel, da. Să mă uiu ce mai bun. Deodorantul meu preferat și era Nivea, că super promoție. Da, nu, ăsta a început direct. Iertați-mă, dar da. Ok, deci... Care e feeling-ul vostru, așa la care? Reală, 100%. Ai vrut, deci tu ai vrut să-l furi? Ai avut intenția asta maliciosă? Am zis să-mi încerc. Am zis să-mi încerc. Da, pare adevărat. Bă, avea nevoie de el. Ziceți că povestea e adevărată, Gami? Eu zic că pare adevărat. Bun, pare ca și cum avea nevoie de vreo. Bro, ai făcut sau n-ai făcut asta? Am făcut asta. Am făcut. Bun, bravo. Bine. A zis că e adevărat. Da. Vrei să vă zic povestea mea? Da. Ideea e când eram mic, eram relativ prost și mai făceau oamenii mișto de mine, prietenii și ăștia mai mari din gașcă. Și am fost o dată la un prieten acasă care avea în curte un fel de iaz cu o broască țestoasă și mi-a zis că dacă ringi carapacea aia de la broasca țestoasă, că e dulce, gen, că are un gust bun, gen dacă o ringi. Și eu am rins carapacea de la broasca țestoasă. Mai ai astfel de apucături? Nu, eram doar mic și prost. Ce înțelegi prin faptul că erai mic și prost? Ce vârstă și ce gen de prostie? Erai prost simpatic sau prost prost? Nu, gen aveam 7 ani, dar că eu nu eram prost, mă ducea capul. Dar gen nu aveam nasul ăsta pentru vrăjeară, știi? Am înțeles, da. Te gândi că poate curiozitatea prima în acel moment? E posibil, nu știu. Bă, pare plauzibil. Până la urmă era dulce sau ce? Pare ceva ce ar face și el. N-a avut niciun. După ce te-ai poziționat acolo așa și ai linci, ce ai simțit? Rușine. Ai mai fost același? Bă, stai, ai luat țestoasa aia și ai dat cap-coadă sau ai pus limba? Nu, frate, am pus așa un pic limba, să încerc gen așa. Hai să ne întoarcem puțin așa la cuvântul rușine. Da. Ce înseamnă pentru tine cuvântul? Ce înseamnă pentru tine etimologia? Găsești, bă, frate, ideea e că vorba mea mai făcuse niște de-astea, gen niște faze de-astea de și era deja a treia și ai trebuit să o miros. Okay. Că-și bate joc de mine. Și tot n-ai miros. Bă, ce ziceți? Eu zic că e fals. Nu, eu zic că e adevărat. Acum votați toți. Și eu zic că e adevărat. Și eu zic că e adevărat, da. Andrei, fii atent. Eu zic că e falsă, că n-am auzit-o niciodată. Bun, hai să vedem. 10 secunde pentru decisivă. Eu zic că e fals, pentru că eu cred că ar juca-o. Adică și-ar păstra ceva mai bun la final. Bine, mai zice. 4. Și asta, 2, 1. Ce votați? Eu zic adevărată, pare ce genul. Povestea adevărată, da? Eu zic adevărat. Fals. Fals. Este câștigat de Gami și Echipa! Cum să credeți că am fost atât de prost? Mulțumim tuturor invitaților, fraților! Eu am fost Sherry și am muncit extraordinar de mult împreună cu toată echipa astăzi la tot ce am făcut aici. Vă iubim, nu uitați să zdrobiți butonul ăla de like, share și subscribe. Mulțumim tuturor invitaților! Academia de Vlogging pe Sherry.ro, Geană, vă pup!